Mortal Kombat, baby! Salut, meu, sunt Nevi și n-am mai făcut o reacție de foarte mult timp și sunt mega entuziasmat că a apărut fix așa pe nepusă masă, m-am trezit cu trailerul pentru Mortal Kombat, fix înainte să-mi aștept următorii invitați de la podcastul Oameni Mișto, care o să apară după acest clip, nu știu când o să apară, dar ideea e că urmează să-l filmez după și am zis repede până vin ei să fac reacția la acest trailer, de-aia vedeți tot setup-ul ăsta pe aici, pregătit de podcast, Alandal apare pentru voi și cadrul ăsta destul de nasol, dar ideea e că a apărut trailer la Mortal Kombat 2021, HBO Max, abia aștept să-i dau play, nu l-am văzut, abia ce acum 10 minute a urcat și a zis vreau să fac reacție neapărat și evident, cred că nu v-am zis sau o să vă zic eu într-un clip cu cum o să planificăm acest canal, reacțiile la majoritatea trailerilor o să le găsiți pe TikTok, o să găsiți un TikTok la mine, dați follow acolo Nevi244 pe TikTok, o să găsiți reacții și mai multe chestii, dar ideea e că găsiți reacții la toate trailerele, dar la alea pe care le aștept eu, cum ar fi Venom 2, când o să apară un trailer, evident o să facem reacția și aici, așa că hai să ne uităm la trailer și să vedem ce ne așteaptă în 3, 2, 1 și... Red Band trailer, deci asta înseamnă că o să fie R-rated. Ok, deci Sub-Zero e pe aici. Fige... Opa! Ah, asta e povestea lui Jax. Probabil așa și a Jax, brațele alea de robot. CGI-ul arată chiar ok, chiar ok. Până acum. Asta cred că e Liu Kang. Mai mult ca sigur. Cine e Milina? Ba nu, ba nu. Asta e Sonya Blade, sigur. Cine e ăla? Ăsta cred că e Scorpion. Da. Arată bine, arată super bine. Kano, aia n-a arătat așa bine. Kung Lao. Raiden, nice. What? S-au inspirat din MK11? Deci aia era Milina. Kotal Kahn. Nice. Goro! Oh my god, apare și Goro. Nu cred. Boom. Ok, arată bine. Ok, ăla a fost efect de Hellboy, dar îmi place ce văd. Da, a zis-o. Asta-i tot? MK11 când apare? Aprilie, știu, dar... Oh my god, 16 aprilie, fuck me, arată mult mai bine decât mă așteptam. Doamne, deci arată absolut genial, cu mici excepții, dacă am rețineri, efectul ăla cu sângele de pe la final între confruntarea între Sub-Zero și Scorpion părea fix luat din Hellboy din 2019. Flăcările în aer ale lui Liu Kang iarăși nu arată cine știe ce. Raiden arată bine, Sub-Zero arată bine, laserul lui Kano nu arată atât de bine, dar nici nu știu ce buget a avut, nu cred că a avut un buget imens, dar Goro arată bine, puțin se vede CGI-ul oarecum, dar totuși e un dita mai monstru cu patru brațe, cu nu cred că un buget foarte mare, adică fiecare, cam toți în afară de Sonya, cam toți au nevoie de CGI pentru a-și arăta puterile. Și Scorpion arăta, gen shot-ul ăla cu Scorpion în flăcări, zici că s-au inspirat, gen skin-ul ăla pe care armura aia fix luată din MK11, pe care încă nu l-am jucat, dar urmează să mi-l iau și pe
PS4 și cred că o să fac recenzie la MK11 la poveste când o să apară și filmul, o să mai vorbim de Mortal Kombat. By the way, o să las în descriere și poate un card oriunde ar veni cardul acela la recenzia la Mortal Kombat Scorpion Revenge, la animația de anul trecut care a fost mega mega faină și tot așa a fost R-rated. Dar sunt mega entuziasmat, sunt mega fericit cu acest trailer, e mai mult decât mă așteptam. Un alt film în luna în care sunt născut pe care aștept, dacă anul trecut am primit Extraction Fix de ziua mea, e bine, în luna în care s-a născut primesc Mortal Kombat. Mie îmi place mult Mortal Kombat, îmi plac fighterele astea în general și ca poveste pare că n-am văzut multe personaje și m-am uitat și la cast și îl primim pe Shang Tsung și l-am și văzut în chat-ul de la final pe Shang Tsung, care mai mult ca sigur o să fie villain-ul, o să fie cel care și în jocuri se ocupă de turneul Mortal Kombat. N-am văzut câteva personaje, e un cast destul de mic, adică nici Johnny Cage nu apare în cast, nici Goro nu apărea în cast și de-aia am și fost foarte surprins că știam cine o să apară și când am văzut pe Goro acolo am avut dita mai entuziasmul. Place povestea lui Jax, brațele arată ok, sunt curios cum se mișcă, așa de la spate din shot-ul ăla arăta destul de bine, dar overall sunt mega, mega, mega mulțumit de trailer, așa că lăsați-mi în secțiunea de comentarii părerea voastră despre trailerul de la Mortal Kombat și spuneți-mi dacă îl așteptați sau nu. Și by the way, urmează, nu știu când, recenzie la Ghost of Tsushima, pe care îl joc chiar acum, și v-am promis și pe comunitate, v-am zis că s-ar putea să vină și o recenzie la un comic book despre care n-am vorbit și l-am aici, și anume Flash Rebirth, pentru cei care sunteți activi pe acest canal. O să aflați aceste detalii dinainte, o să mai zic eu uneori ce mai urmează așa pentru ca cei care chiar sunt activi pe canalul ăsta să primească informație de genul acesta, așa că până data viitoare, dacă v-a plăcut reacția, clipul ăsta așa super pe grabă sau ceva, nu uitați de like, share și subscribe și noi ne revedem când ne-om revedea. Pa!